Bun găsit la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale. Invitatul meu de astăzi este maestru Vasile Mureșan Murivale. Murivale, da. Mă semnez pentru că noi mai suntem încă 5 artiști cu numele Mureșan Vasile. Exact aici vreau, da. Exact aici vreau să eram ajung. Eram destul de tânăr, maestru Baba zice, văd că nu te mai semnez Mureșan. Și zic, maestre, am descoperit că mai sunt încă 5 Mureșan Vasile, că în Transilvania numele acesta este foarte frecvent. Și am optat să fac o anagramă din Mureșan Vasile, Muri, se spune în general la mureșeni, și l-am făcut Muri, de la Vasile, am adăugat un A și Murivale. Și suna bine. Și sigur că într-o vreme cineva zice, Doamnă, dar când a trăit acest artist Murivale? Avem un autoportret cu Anemon. Și zice, dar nu, el trăiește, e un tânăr. Da. Iar acum iată-ne la acea expoziție pe care cred că o pregăteați atunci, îmi spuneați ceva despre expoziție. Da, eu de obicei lucrez la câte o expoziție, cam 2 ani și nouă, cum îi zice, unii artiștilor plastici ne dă acordul odată la 2 ani să putem face o expoziție în galeriile Uniunii. Eu prefer galeria Căminul Artei etaj parter pentru că îmi lucrez la o, să zicem, la o expoziție care să fie cum să zic, închegată, stau pe un subiect pe care îl lașez și îmi mai place să fac expoziții de tip environmental, în care expoziție de tip spectacol, să redesenez spațiul. Și prima expoziție care a fost mult mai de mult prin 2005 a fost 16-0 cu teme din după plafonul Sixtin, după aia mai târziu a fost o altă expoziție care se numea Rude Divine, dar de fapt era după o greșeală la Iași, pentru că am expus seria respectivă și cineva ar fi greșit la tipare și în loc de rufe au ieșit rude și am zis, a, sună bine și de-aia mi-am reconstruit, să zicem, în care am invocat, să zicem, spațiul paradisiac cu cel, să zicem, al rudelor divine, în sensul că artiștii, ei sunt un fel de al treilea rând de rude divine, pentru că primul este Adam și Eva, urmașul lui Adam și Eva, și după aia, al treilea rând, ar fi cei care sunt nemuritori. În general, cam artiștii, unii dintre ei sunt și nemuritori, în sensul că umanitatea îi mai amintește. Pe urmă a urmat o altă expoziție de ipostaze cristologice la Galeria Orizont, o a treia expoziție, dar în tot același tip de discurs environmental, era despre neamul meu și satul în care m-am născut, și acum urmează despre, în Happy Happy Gay Day, despre prieteniile mele de-a lungul vieții și ea fiind și o expoziție cu un fel de dedicație, ca un fel de omagiu LGBTQ, se mai zice și în America și în Canada, să zicem, prietenilor care sunt pe malul celălalt, în sensul că, să zicem, celălalt pandant într-o existență umană. Bine, întotdeauna oamenii au tendința de a standardiza lucrurile, de a le pune, parcă așa, fiecare în pătrățelul lui, să se potrivească cu acel pătrățel. Dacă nu se potrivește, îl mai ajustăm pe aici, pe acolo. Da, numai că eu, încă din școală, profesorul meu, Tudor Mărar, mi-a spus, Muri, de ce nu mergi pe o zonă de felul acesta? Pentru că e un teren foarte virgin, liber, chiar aici, câmpul acesta cu, să zicem, cu așa, e ca, chiar ca un câmp, cu redesenarea acestui spațiu în care am folosit, să zicem, cămașa, pentru că se spune că cămașa este cel mai apropiat de corpul tău, este cel mai apropiat prieten al tău. Și făcând ușoare trimitere, să zicem, până în, pentru că eu chiar prin anii 90 și ceva, chiar la lucrare de licență, am făcut o lucrare plecând de la niște cămăși. Sigur, acolo era tema plecând de la Marama Sfintei Veronica, în care ea i-a luat chipul lui Iisus atunci când era în drumul crucii. Și în tot așa, în vreo
nici nu mai știu, vreo 12 cămăși, am făcut chipul lui Iisus, sigur, folosind elemente de tipologie a chipului, din filmul lui Zeffirelli, Iisus din Nazaret, și le pictam acele portretisticile care sunt așa, până la, să zicem, ultima imagine de pe cruce a lui Iisus, din film, și am făcut vreo 12 cămăși care erau împletite, era și sensul de o împletire, să zicem, a gândului cu fapta, într-un fel. Erau, de fapt, două cămăși împletite. Și, uite, peste timp, după aproape 20 de ani, mi-a revenit oarecumva asta, în care eu am optat să pun prietenii mei de, se zice la un moment dat, de un fel de suferință, de compătimire, de așa, și mai anul trecut am invocat un pic și personalitățile, să zicem, de-a lungul istoriei, din lumea homosexualității, de la Socrate, să zicem, Sfântul Augustin, Leonardo, Michelangelo, Shakespeare, venind încoace, Oscar Wilde, Tchaikovsky, Proust, uite, suntem aici în față la Arthur Rimbaud, dincolo Verlaine și George Balan, acolo, care a scris o carte foarte importantă, care se numește Homofobia. Deci am invocat, asta este o expoziție cu o trimitere multiculturală, pentru că noi avem nevoie să construim și acest multiculturalism. Dacă marginalizăm tot timpul, ne trezim că, domnule, geniul poate era acolo. Și câteodată un om de genialitate mai salvează și lumea. Nu întâmplător l-am invocat și pe Alan Turing, care știm că el a descoperit codul Enigma și este într-un fel părintele computerului, și noi astăzi ne utilizăm în această globalizare de computer. Și e, să zicem, părintele lui este un homosexual, care a fost mai târziu revendicat, repus în lumină, și Macintosh-ul, de exemplu, folosește mărul care a fost, cu care el a fost otrăvit, pe, așa, ca un omagiu. Pe de altă parte, mi-amintesc că și acolo, în acea parcare pe care, pe care ați înfrumusețat-o, dar și aici văd aceleași flori. Cred că sunt anemone, dacă nu mă înșel. Anemonele se mai numește într-un fel și florile suferinței, florile spânzuratului, florile primăverii, florile Paștelui. Dar încă din antichitate se numeau florile Afroditei sau lacrimile Afroditei. Însă eu o leg cu invocarea care am în vitrină, plecând și mai departe, că eu spun acolo anemonele lui Gilgamesh, în sensul că folosesc culoarea lapislazulii, care se folosea, să zicem, în antichitatea asiro-babiloniană, mai adânc ar fi fost sumeriană. Și sigur că invoc pe epopeea lui Gilgamesh, care a fost prima iubire în sensul masculin, și acolo își punea la un moment dat problema Gilgamesh, problema nemuririi, și l-a fost supus unor casne, a unui drum, a unei cum să zic, inițieri, că a trebuit să coboare în adâncul apelor, să caute floarea nemuririi. Și de-aia am făcut un pic și această floare a anemonelor, care în lumea artistului vizual este o floare poate cea mai preferată. De ce? Pentru că ea are mai multe culori, e multicolorată. Că floarea soarelui e numai galbenă. Alte flori, pe când la anemone sunt vineții, un roșu sângeriu, un roșu eclatant ciclamen, un roșu purpuriu, un roșu, un alb, un galben destul de rar. Dar e o culoare foarte catifelată. Dacă vă uitați, să zicem, la anemonele lui Lucian, culoarea e foarte catifelată și poate la sfârșitul expoziției o să aduc și o anemonă gata înflorită, pentru că el este pe drum acum, în sensul că le-am în atelier, în seră, și le-am plantat asta. Anul trecut am avut un moment foarte grav, pentru că era să fac trecerea, n-a fost să fie, bine că n-a fost, doar că trebuia să
să am anemone de Crăciun. Și eu m-am tot rugat-o să am anemone de Crăciun. Și n-a fost să fie. Pentru că le-am luat de afară, din frigul de afară. Sunt flori care preferă să stea afară. În frig? Da, 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 iubești. Și le-am pus în casă, sigur, acum în biblioteca mea, unde e ca o seră, nu e foarte cald. Dar ele nu rezistă la căldură, pentru că se perpele, se moleșesc și nu mai înfloresc. Și acum acolo e o... Și le-am pus în casă, anemonele s-au dus. Și atunci în mine a existat o reacție, în ideea să pictez anemone. Și aproape un an de zile, zilnic, făceam, cred că am făcut vreo 1000 de flori anemone, după aia pentru expoziția asta și gândul meu, am legat cu, să zicem, cizmele, dar în ideea traseului lui Gilgamesh, că nu întâmplător l-am folosit în culorile lapis lazuli, culorile în general care se foloseau pe zidurile Babilonului, pe zidurile Babilonului, pe o cărămidă din asta smălțuită, în care se folosește acest albastru de lapis lazuli. Și chiar pe zidurile Babilonului există o floare care seamănă cu anemona. Că nu e cu 5 petale și ea seamănă cu anemona. De asta am invocat un lucru și atunci am traforat o serie de pe metal, pentru că eu am făcut mai multe experimente cu aceste anemone. Le puneam și în pământ. Ele, cu cât ruginez mai mult, cu atât, zic eu, îmi place să zic că le mai lucrează și Dumnezeu. Adică le mai dă rugina aia, e o intervenție oarecum și a naturii. Și a... Trebuie să avem tot timpul sentimentul ăsta că ne iubește cineva, cel de sus. Zice, măi, ești iubit de cel de sus. Da, eu am avut și momente când simțeam că mi se arată și am vreo trei, să zicem, odată mi s-a născut un cățel în casă cu cruce pe piept pe care îl cheamă Jezucu. Am o filmare care o poate vedea oricine pe YouTube, care se numește Înserare la kilometru zero, în care invoc cărerea lui Adam pe o folie de plastic între două biserici surori, Bărăție și Sfântul Gheorghe Vechi, și două avioane care printr-o intersecție pe cer a făcut o cruce. Și expoziția mea, care se numea Rude Divine, asta mi s-a părut ceva extraordinar, făcut acum câțiva ani, era așa. Cifra 3 era în linie continuă, era pe data de 27.06.2013. Și la fiecare 07.06.6.2.3, 27.9, se întâmpla la ora 18.1 cu... 8-9, eram trei persoane și toate persoanele am avut un verde pe... Și la un moment dat îi întreb pe cineva, zic, Petrică, cam câți oameni au fost la expoziție? Și m-am numărat pe mine, zice, vreo 120, l-am lăsat așa, 1 cu 2, 3. Și expoziția numea Rude Divine. Ce mai vrei? Zic, domnule, e un semn. Este un semn, din câte mi-amintesc eu, legenda spune că și împăratului Constantin i s-a arătat o cruce pe cer. Da, nu, dar aici era într-o contemporanitate în care n-am regizat că două avioane, că avioanele lasă o dâră și era pe spre seară, despărțea, a fost o chestie de tip de inspirație, despărțea cerul în două cu două biserici surori, catolice, nu catolice, creștine. Eu aveam o folie mare de plastic cu creierea lui Adam, cu care făceam un tip. Și cu o zi înainte sufla vântul și am zis, domnule, poate că mi se strică folia aia și nu mă mai apuc de lucru. Și am zis, ia să mă duc sus. Când am văzut dâra, mi-am adus aminte de cracleul acela care era în Capela Sixtina. Și am zis, iau aparatul de film, dar nu m-am gândit că poate să vină un eveniment de felul ăla, de semn dumnezeesc, într-un fel. Nu, dar mărturie, ea există, e pe video, ea există, oricine poate să-l vadă. Căutați înserarea la kilometru zero Murivale și o să vedeți fenomenul și filmul. Și într-adevăr are multe vizualizări. Filmul a fost și mediatizat în 2004 de TVR Cultural. Se spune că întotdeauna pictorii văd lucruri pe care ceilalți oameni nu le văd. Noi avem un exercițiu al minții, pentru că atunci când ai o pagină goală, eu de multe ori mai dau că există un fel de teamă. Zice, dar de ce pictez pe cartoane? Și Matisse, mulți pictori lucrează pe cartoane. Cartonul nu e atât de flexibil ca o pânză și nu te deranjează. Și ai altfel de curaj. S-a stricat, nu contează. Te dezinhibi. Și atunci eu de multe ori nu lucrez pe hârtie albă-albă, că mă inhib albul ăla. Și atunci eu lucrez cu un fel de fond. Așa lucra Rembrandt,
Leonardo, maestru Cornel Baba, mulți artiști lucrează pe o hârtie cu fontă. Ca să ai o dezinhibiție față, ca să fii foarte liber când lucrezi. Cugetul, mintea, mâna, să-ți meargă una într-una. Și într-o trăire, într-o, cum să zic, într-o emoție din asta. Și atunci sigur că noi avem, cum să zic, cât un fel de ochi, rămâi clipa o veșnicie, spune Iisus. Și atunci când vezi ceva, zici, trebuie să o fac veșnicie. Și artistul are prin limbajul plastic, punct, linie, pată, să facă lucrurile ca să ducă spre emoție. Ce vă influențează atunci când vă alegeți un subiect mai mult? Culoarea sau forma? Eu sunt pictor, să zicem, spontan și pentru mine, să zic așa, culoarea este factorul primordial. Încă de mic mi-am dat seama că nu eram foarte bun la desen, dar eram foarte bun la culoare. Foarte rar să ai, cum să zic, ambele foarte, foarte, extrem de rar, dar unii își epurează desenul, dacă ne uităm la Matisse, el e extraordinar de culoare, este magnificul secolului 20, Matisse. Are o culoare care, cum să zic, e dătătoare de viață. În schimb, e un desen mult, mult, mult simplificat. Brâncuș e un maestru al formei, de tip excelență. Dar tot așa, un desen extrem de epurat. Dar dacă ne uităm la mai, să zicem, Renaștere, Michelangelo era un desenator al liniei, de excepțional. Dar el nu este foarte colorat. Cel mai colorat pictor al Italiei este Giotto. Giotto, acolo. Și pentru mine a fost prima mea dragoste, a fost Giotto. Și apoi mai, când m-am format, când apar regermenul ăsta, că ai vrea să faci artă, să fii artist. Și lucrurile astea vin într-un început care... Pentru că, știți cum, artistul din noi se naște într-un moment când urmează să-i dai drum mai departe, să-i pregătești calea. Artistul, de fapt, și artistul, m-a întrebat cineva. Eu zic, cred că e acea ființă care, de fapt, vrea să se întâlnească din nou cu paradisul. Pentru că, dacă noi am fi veșnici, în paradis erau veșnici până la izgonerea din paradis, oamenii trăiau veșnic. Nu aveai nevoie de artă. Și atunci noi, pentru că nu trăim veșnic, sigur facem artă, dar de fapt e un fel de bilet al nostru de voie, așa, pentru o eternitate. Asta și poet. Mamă, ce arta, într-adevăr, este, ca să spun, nu o sfidare a timpului, dar este o mică eternitate. Există acel dicton latin care spunea să-ți faci un monument de bronz nepieritor. Dar, de exemplu, toată... Dar poți să și spui cuvinte care pot fi nemuritoare și să nu le scrii, cum a spus Socrate. În fiecare om se lășuiește câte un soarete, tu ei să lasă ardă. Sau mai unul care îmi place foarte mult și l-am spus unui om foarte simplu și zice, cum? Aurică se numea. Zice, cum a zis? I-am zis, din toate câte știu de pe lumea asta, știu că nu știu nimic. Și foarte puternic. Și a rămas în minte 2000 de ani. Numai că a venit o dictatură a majorității care a zis, nu ne trebuie Socrate. Și cum l-a zis, tot o dictatură a majorității, nu ne trebuie Iisus. Într-un fel, Europa s-a construit pe două mari figuri, poate și alte. Unul a democrației și unul, să zicem, a religiei. Socrate este elementul cel mai veridic, mai etalon al democrației, însăși din spus aceea. În fiecare om se lășlește câte un soare, dicteu expoziția mele și este jenar. La mine se mai întâmplă că am zis, grădinarul udă toate florile, chiar și pe cele care nu înfloresc. Nu face separație, nu face politică. Nu, el udă florile și pe alea care nu înfloresc. Și aici amintesc și că există și oameni care nu înfloresc. Dar poate că pentru umanitate dau ceva. Nu, și chiar dau. Pentru salvarea lor, în fond. Că, cum să spun, dacă nu născocești ceva
să supraviețuiești, nu poți supraviețui. Și atunci mintea omului scodește, caută să salveze. Doar am mușcat cu poftă din fructul cunoașterii binelui și răului, care ne-a deschis, chiar dacă ne-a închis grădina paradisului, ne-a deschis multe alte porți. Dar vreau să vă întreb, pentru că de obicei atunci când se vorbește despre artiști, despre pictori în special, despre care se spune că văd lucruri pe care ceilalți oameni nu le văd, mulți își închipuie că sunt niște persoane care trăiesc într-un tur de fildeș. Nu se amestecă în mulțime, doar o privesc de sus. Este adevărat această... Când ești tânăr... Când am fost tânăr, am fost ca poetul național și m-am dus prin toată țara, nu pe jos, nu s-a putut, în tinerețe. Vine o vreme când încep să stai, nu se numește tur de filde, pentru că depresia poate să apară mai târziu și când ești depresiv nu mai ești în lume. Dar de fapt, ca să supraviețuiești, tu lucrezi zilnic. Asta nu înseamnă că stai într-un tur de vină. Eu mi-am propus o problemă socială aici să rezolv, chiar în expoziția respectivă, aceasta. Invocând, eu l-am cunoscut pe maestru Baba și dânsul nu știa decât atelierul și acasă. Nu-l mai interesa socialul, dar asta nu înseamnă că stai într-un tur de vină. Sigur, își propunea teme gen regele nebun, care nu era Ceaușescu, cum înțelegea unul. Nu, el mi-a și povestit. Dom'le, am avut un vis. Și m-a impresionat foarte tare visul ăla, cum câinile, de fapt, își caută coada și nu și-o atinge. Așa, în visul meu, era un om care se tot învârtea în jurul lui. Și tema asta, să zicem, a regelui nebun, dar dânsul a stat într-un fel de, să zicem, o singurătate impusă. Pentru că, de multe ori, nu poți să faci o operație pe creier sau pe corp, ca un chirurg, cu balamuc în jurul tău. Trebuie să ai o anumită concentrare, trebuie să ai, la un moment dat, și o stare de inspirație. De multe ori mai și așteptăm inspirația. Și dacă nu ești acasă, ea pleacă la altul. Nu stă numai la tine. Și aici văd că totul este dominat de o doamnă, o siluetă feminină, mai bine zis. Da, pentru că în lucrarea asta a mea, care se numește Happy Happy Gay Day și lucrarea din pod ar veni, podul cu memorie uitată, podul cu istorie uitată, istorii, să zicem, personale și istorii universale, acel personaj feminin din lucrarea respectivă, eu invoc și latura nu numai bărbătească, masculină, și feminină. Doamnele, la mine sunt Marilyn Dietrich și Emily Dickinson. Sunt nu mai multe doamne. Pentru că, v-am spus, expoziția nu că se adresează tuturor. Dar eu aici vorbesc despre un fel de lume care a fost marginalizată de-a lungul istoriei. A fost mai marginalizată. De-abia în secolul 20, spre sfârșitul secolului 20, în secolul 20, nu? Lucrurile se mai... liberalizează, se mai pun cap în cap, în sensul că, domnule, nu putem să-i ținem marginalizați. Societatea, umanitatea are nevoie și de mintea lor, și de sufletul lor, și de bucuria lor, și de... N-au bucuria. Lui Dumnezeu îi plac două lucruri. Și procreația, și creația. Și oamenii ăștia, dacă n-au procreație, măcar au creație. Iubitul meu, Alan Turing, că de-aia îi spun, pe mine m-a emoționat, domnule, ce a putut să facă omul ăsta pentru umanitate, să salveze, să scurteze cel de-al doilea război mondial, să salveze un milion și ceva de oameni care ar fi putut muri, că el a inventat ceva, era pionerat, nu era dintr-o dată telefon mobil contemporan. Nu, dar un telefon mobil contemporan deja e o mașină, e un computer, un computer din ăsta inteligent. Acum... Așa toate lucrurile se noiesc, nu? Și, dar omul și-a pus o problemă. Sigur, nu era un gigea de pe stradă, era un om instruit. Cum credeți că va rezista arta și cum se va transforma și cât în această lume care e din ce în ce mai super tehnologizată? Acum, există o tendință în arta vizuală de a face artă de tip spectacol, de artă de tip environmental, o singură lucrare într-un spațiu. Pentru că achiziții nu se mai fac, de 10 ani nu s-au mai făcut achiziții în domeniul artelor vizuale în România. S-au mai făcut câteva din asta care erau artiști care au
pierit și trebuia să fie salvate. Dar achiziții de la artiști vizuali din ateliere de foarte mult timp nu s-au luat și este o mare greșeală, nu în Ministerul Culturii, a nației. Pentru că astăzi s-a învățat numai cu televizorul și numai cu televizorul și foarte puțin intră lumea prin expoziții, pentru că, sigur, s-a diversificat și modul de receptare al altei. Astăzi faci transmisie live și omul e bolnav acasă, nu poate, dar el a văzut, a consumat actul artistic prin transmisie, prin un fel de, să zicem, performanțe. Performanțe de tip televizistic, pentru că astăzi îți faci, tu devii televiziune ca artist, îți prezinți expoziția ta așa și sigur că omul nu mai poate să vină. Nu e obligatoriu, pentru că ninge, plouă, caniculă. Sau poate e la celălalt capăt al lumii. Exact, și foarte frumos că te vede și la celălalt capăt al lumii. Zice, am prieteni din America sau din Australia care zice, mă bucur că ți-am văzut expozițiile. Și la un moment dat e și posibilitatea asta de a redistribui filmul, să vadă și celălalt. Deci, efectul este mult mai puternic decât televiziunea. Televiziunea te dă acum și nu știu când te mai dă. Și dacă n-ai fost pe fază, pe când în să zicem, în globalitate, în transmisii de tip live sau posterile pe YouTube, nu știu ce, le poți vedea la orice oră din zi și noapte. Și de multe ori artistul e la Străodrilești 2 sau Belu sau la Perlașezi. Iar temele, cum vi le alegeți? Este ceva care vă inspiră? Îmi place să lucrez la teme așa, care mi le impun și să stau pe așa, pentru că pe tema respectivă, la următoarea expoziție va fi despre florile regiului. Am fost foarte impresionat de florile regiului de pe gardă. Nu am fost la mormântare, am văzut în mormântarea de la televizor, dar când am văzut prima dată florile care deja au trecut 40 de zile, vorbeau altfel, tăcut, extrem de tăcut, dar m-a impresionat enorm de mult și am stat o săptămână, mi-am făcut schițe. Și urmează acum să stau să lucrez o expoziție pentru ideea respectivă. Pe urmă, o ultimă temă dintr-un fel de serie din asta, un periplu expozițional de tip environmental, va fi despre câinii mei, despre apropiați câinii. Și voi gândi o expoziție, probabil tot aici, etaj, parter, tot așa, environmental, să văd, nu? Găsesc eu cum, am făcut multe schițe, am foarte multe fotografii, probabil vor fi și live-uri, probabil, nu știu, dar va fi un eveniment expozițional pe tema animalieră. Și pe urmă, probabil că mă închei, să zicem, periplul ăsta. Sigur, eu visez să fac o lucrare amplă, poate chiar anul ăsta, dar aș vrea din nația română, domnule, să se trezească cineva să zică, mă uit și la Murivale, că... La un moment dat, lumea zice, te cataloghează așa. Eu am o arhivă despre artiști vizuali de 17 ani, în care am adunat 300 și ceva de mii de fotografii despre artiști vizuali. E un portret antropologic al artistului vizual contemporan. În ce sens? De ce să spun antropologic? Pentru că am fotograme la vreo 1000 de artiști vizuali care le-am luat de la expoziții. Am o problemă care nu știu ce se întâmplă cu mine. Am o sare de amețeală. Cred că n-am voie să mă agit. Bun, nu, stai un pic să-mi revin. Și simt așa cu un fel de durere. Noi facem acum 100 de ani de la așa. Și domnule, am un proiect care ar însemna, eu aș putea face o lucrare. Ministerul Culturii, sunteți pe fază? Vă rog să fiți pe fază, chiar și în radio. Murivale ăsta are o lucrare ca un portret colectiv al artistului de tip mega, mega portret colectiv și Guinness Book s-ar mira. Adică să tapetez tot pavilionul, de gazon al stadionului Ilia Manoliu cu vreo 30.000 de portrete, poate de dimensiunea asta, să zicem așa. Deja ele sunt făcute vreo 6.000, altele salvate, printate, și aș face pe niște banner din astea imense, ca să meargă repede, ca să facă expoziții de o zi, că nu țin stadionul o zi, cât nu folosesc ei stadionul, și cu niște drone să se filmeze lucrarea de sus, de jos, de nu știu ce, și în același timp, transmisii. Și pe urmă lucrarea asta, de ce nu, să meargă pe alt stadion, și să fie o lucrare din asta care să fie circulare. Românii nu-și cunosc foarte bine artiștii vizuali. Din păcate, dar ea există ca lucrare, numai că există un
o mare imensă de ignoranță. Noi zicem artiști, zicem mai la actori, numai la muzicieni care îi vede țara. Pe artiștii vizual foarte rar îi vede lumea. Nu apare la televizor. Da, și foarte trist. Și atunci săracul artist își face, eu când aud o apariție pe CNN și pe Euronews de 4 minute acum câțiva ani, motivam de ce? Pentru că oamenii, și făceam expozițiile acolo, în parcarea unde am pitat și Madonele, făceam expoziții environmentale, tot așa, pe folii din astea, în care aveam chiar portrete de artiști, că spuneam, motivam, domnule, lumea nu mai vine în expoziții, pentru că nu are timp, pentru că preferă partea virtuală să... Că omul are un monitor mare acasă și îl vede pe artist cum lucrează acolo. Și acum chiar există o și tendință. Noi acum, de exemplu, ca să supraviețuim, facem transmisii în direct, ceea ce nu putea să facă, să zicem, epoca Corneliu Baba, Ciucurencu și mai departe. Noi pictăm în direct o temă și tot în direct, la finalul transmisiei în direct, e cineva care îți cumpără lucrare, pentru că el are lucrarea care e unicat, dar în același timp poate să arate cuiva și povestea lucrării, cum s-a făcut. Și indirect, și cu martor. E ca la claca aia, la pănușat, când poți să spui povestea și te mai ascultă cineva. În orice caz, orice poveste, ar fi o poveste frumoasă, cum se naște o operă de artă. Mă gândesc ce ar fi fost dacă Rafael, dacă Michelangelo, dacă Matisse ar fi avut posibilitatea aceasta? Acum, fiecare epocă și fiecare stilistică se construiește pe ce îi oferă epoca. Să ne gândim că Renașterea a fost un mare lucru, să gândim că și începutul secolului 20, chiar Fauve, mare lucru, că a salvat pictura de la sufocare. Să ne gândim că arta secolului 21, a epocii post-internet, că postmodernismul a dus, a fost foarte necesar și postmodernismul, dar noi acum suntem în plin început de post-internet, când exact cum spuneam, factorii ăștia care l-ai de globalitate, de consumarea unui act artistic în direct, cu părtași, cu, cum să zic, de asimilarea imediată. Nu e, când e oale și ulcere la Sărăul Edo sau la... Eu m-am găsit la Belu, mă rog. Și doar zici, nu, atunci lumea te învață din mers. Asta e, noi avem șansa asta să ne învețe lumea din mers. Vă mulțumesc că ne-ați spus o poveste atât de frumoasă, că ne-ați poftit într-o expoziție care are povestea ei și ne spune multe alte povești și vă așteptăm și cu acele flori minunate pe care vreți să ni le dăruiți și care v-au zis și ele atâtea istorii. Și eu vă mulțumesc și invit ascultătorii, nu mai am decât o săptămână, îndrăzniți. Și Iisus spune, îndrăzniți, îndrăzniți. Și îl vedeți și pe celălalt de lângă voi. E un pandant. Trebuie să-l vedeți și pe celălalt. Vă mulțumesc că faceți lumea atât de frumoasă. Vă mulțumesc și eu. Be smart. Be cool. Be fresh. BFM.